Ai verde și-un chiper, m-a întâlnit puicuța ieri, m-a întâlnit puicuța ieri. Ion Palade este unul dintre cei mai deosebiți și apreciați interpreți de muzică populară atât din Moldova cât și de peste hotare. Originalitatea cântecului popular i-a fost insuflată încă din copilărie de marele artist, regretatul Nicolae Sulac. Ascensiunea sa muzicală i-a îmbogățit discografia doar cu melodii deosebite care ating sufletele tuturor. Pe lângă faptul că este un interpret cu renume, Ion Palade este și un bun familist. Cântărețul a menționat în exclusivitate pentru Busuioc TV că familia este locușorul în care izvorăște iubire și care îi servește drept sursă de inspirație pentru melodiile sale. Deși nu are prea mult timp liber, totuși acesta îl dedică în totalitate feciorașului Lucian. Eu cred că Ion Palade este un familist bun, este un tată bun. Iar atunci când am timp liber, tot timpul meu, în primul rând, mă strădui să iei la corul lui Lucian, pentru că el îmi simte lipsa când nu sunt acasă și atunci tot timpul îl dedic lui. Ne jucăm împreună, ieșim la plimbare. De ce nu privim și un desene animate, pentru că a început deja să iubească și desene animate. Sau să-i pun un concert de muzică populară la televizor și el să scârze acolo la vioara lui și eu să cânt cu vocea, pentru că atunci când cânt el la vioară, neapărat mă pune să cânt eu cu vocea, bine așa de mese mele. Bine așa de mese mele, împrejur cu nemurele. Lai la lai la lai la, la lai la lai la, la lai la lai la lai la, la lai la lai la lai la. Interpretul ne-a mai spus că și-ar dori foarte mult ca urmașul său să aleagă aceeași cale muzicală și să stăpânească cu aceeași măiestrie vocea cântecului popular. Nu pot spune la această vârstă dacă îmi va călca pe urmele mele, dar îmi doresc acest lucru. L-aș putea învăța multe, i-aș putea arăta multe lucruri cu ce se mănâncă, eu știu, această profesie și l-aș putea ajuta foarte mult. Pentru noi, Lucian este, pot spune, este un soare care ne luminează viața, pentru că el ne face mai puternici, el mă inspiră, el îmi dă putere ca să merg înainte și este cel mai scump ce am eu pe pământ. Ion Palade se consideră un om norocos, având alături o femeie excepțională care îl susține în toate. Deși a trecut deja 6 ani de când și-a unit destinele, nu încetează să își alinte soția cu aceleași cuvinte dulci. Veronica, ea întotdeauna a fost și rămâne pentru mine, pentru că așa îi spuneam și când încă am început să ne întâlneam, îngeraș. Și continuăm și acum, da. Dacă vă întrebați ce planuri are pe viitor Ion Palade, aflăm imediat chiar de la el. Mi-am propus să am un repertoriu bogat, mi-am propus să am mai multe albume de muzică populară imprimate cu lăutare și mai Nicolae Pătros, ca să las o urmă frumoasă pe acest pământ. Multe melodii noi, multe videoclipuri noi, dar cel mai important este spectacolul de la Sala Palatului de la București.